Și vom vorbi despre aceste evenimente care s-au petrecut la o săptămână după ce Domnul nostru Iisus Hristos a înviat. Ioan capitolul 20, versetul 24. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, fericit de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Să reocupăm locurile. În această dimineață îl parafrazăm pe filozoful francez René Descartes și vom spune, mă îndoiesc, deci cred. Mă îndoiesc, deci cred. Nu vorbim de îndoială prea mult. N-auzim decât cam rar, odată pe an o predică despre îndoială. Dar deși ne îndoim zilnic, ne este comună îndoiala pentru că nu există zi în viața noastră în care să nu avem o anumit soi de îndoială. Dar nu vorbim despre ea pentru că ne groază de subiectul acesta, pentru că de multe ori spunem, domnule, îndoit înseamnă necredincios. Nu e adevărat. Iubiților, când veți ajunge într-un loc fără îndoieli, unde nu vor mai fi niciodată îndoieli, să știți că ați ajuns în cer deja. Sunteți pe partea cealaltă de cer, nu pe partea asta. Numai acolo nu mai sunt îndoieli. Acolo spune Biblia, totul luminos, nimic nu va mai fi întunecos, nimic nu va fi ca într-o oglindă, ci totul va fi la lumină. Și Iisus Hristos va fi acela care ne va spulbera orice semn de întrebare. Dar până atunci avem îndoieli. Și avem, să știți, îndoieli intelectuale. Eu când m-am dus la școală la București în 1992, de aici noi știam cum am învățat la biserica din Țigănești de Beiuș, că Evanghelia după Ioan a fost scrisă de Ioan. Foarte bine. Când am plecat la școală la București am știut că Epistola după Evrei e scrisă de Pavel. Să vedeți ce ne-au încurcat. Când am ajuns la școală, zic că e posibil ca să fie scrisă de vreo 7 Ioani Evanghelia asta, după Ioan. Nici n-am știut dacă Petru și-a scris singur Evangheliile. Atunci întrebarea care se pune eu este, oare tot asta, îndoială intelectuală, vine și la cap, oare tot cuvântul lui Dumnezeu, oare de la Dumnezeu? Sau și-o fi băgat și omul puțin câte ceva acolo? Vedem texte în paranteză în Biblie, ne frământă. Am auzit că au fost adăugate ulterior, păi dacă au fost adăugate ulterior, atunci o mare frământare. Păi dacă s-au făcut greșeli de traducere, și vă spun că în varianta Cornelescu avem cel puțin 30 de greșeli destul de mari de traducere, flagrante. Atunci nu ne putem îndoi dacă, de exemplu, un anumit verset la care noi ținem, poate că e scris, adăugat de om. Cum adică Dumnezeu să lase în Biblie nenorocirile alea din Vechiul Testament în care vedem tot felul de lucruri urâte și murdare? Cine le-a fi pus acolo? Cât de la Dumnezeu poate să fie numele Domnului tău în bucăți pe toți? Cât de la Dumnezeu poate? Ne îndoim de cuvânt. Oare tot cuvântul, oare fiecare virgulă din Biblie este de la Dumnezeu? Astea sunt îndoiele intelectuale. Sau există viață după moarte? Nu cumva oamenii spun că au dreptate cei care spun, domnule, pe ce murim, gata, ca un fum de țigară, s-a dus totul și nu mai există, pentru că nimeni n-a venit să ne spună de dincolo cum îi. Ne frământăm, nu? N-am ajuns acolo ca să putem să spunem și dacă am ajuns, nu ne lasă Dumnezeu să spunem la cei dragi noștri, măi, vedeți că sunt cer și e bine. Totul e bine. Să trimitem, dacă ne-a lăsat să scrie, să trimitem o scurtă telegramă acasă din cer, nu? Să știți că există cer, pocăiți-vă, îs împreună cu Domnul Iisus Hristos și bine. Să vreați nimic, da, atunci există cer. Îndoieli intelectuale. Există îndoieli spirituale. Oare am crezut cu adevărat? Știți ce mi-a spus o fată din biserica aceasta? Frate, am mari probleme, eu sunt botezată, dar am probleme pentru că nu pot să conștientizez o anumită zi în care m-am întâlnit cu Dumnezeu. Aici am fost crescut, aici am fost născut, aici am fost dusă la biserică, dar zice, o zi în care să spun, ziua aceasta, uite, am pus mâna în ranele lui Iisus Hristos, eu n-am avut-o. Zice, oare cred cu adevărat? Dacă vine Domnul, zice, mâine dimineață mă ia în cer și pe mine? Nu cumva sunt doar o peticostală, fără ca să fiu și o creștină adevărată? Uite o problemă. O problemă mare. Ne îndoim spiritual? Dacă mor mâine dimineață, e o îndoială mare. Ce spui? Voi merge în cer, dar știe Domnul, frate, atunci e o problemă gravă.
Atunci e o problemă gravă. Dacă mâine, dacă noaptea aceasta te cheamă Dumnezeu, oprindu-ți bătăile inimii, 100%, știi convins, clar, ajungi în cer. În momentul în care știi doar 99%, înseamnă că 1% ăla e îndoială deja. E o problemă asta. Dar știi Dumnezeu, harul lui, nu știm ce va fi. Atunci ne îndoim. Avem îndoieli din acestea conjuncturale, nu? Dintr-o dată vine un necaz mare peste tine, auzi în biserică, a murit. Cum adică, domnule? Cum să moară? Dumneavoastră știți că am avut la un moment dat 5 mormântări la aici sus, la biserică de Rom. 5 mormântări într-o curte, toți erau de-a noștri. Cum adică să permită Dumnezeu, nu e o mare problemă asta, să moară mama, tata, pruncii, într-un accident? Cum adică să avem, cum adică sora, cea mai sfântă femeie din biserica noastră, să zicem, cea mai aproape de Dumnezeu, cancer, să chinuiește în pat? De atâta vreme ne îndoim, mai ales când suntem noi, de ce a murit copilul meu? De ce soțul meu a plecat de la mine? Păi dar nu mi-am dorit o familie frumoasă, astea sunt îndoieli conjuncturale. Dintr-o dată apare necazul, frământarea, problemele peste viața ta, peste familia ta și totul se dă peste cap. Te îndoiești. Dar n-ați auzit că Dumnezeu poartă de grijă în fiecare duminică și ați crezut? Cum acum apai poartă de grijă când te-a lăsat cu copiii aici acasă? Am îngropat mama de la 10 copii. Atunci ce să le spui la copiii aceștia? Vede, Dumnezeu poartă de grijă. Știu, dar să nu cumva să credeți voi că atunci în ziua aceea când le-am spus acele lucruri, că Dumnezeu poartă de grijă, că Dumnezeu e și mamă. Iisus Hristos a spus, eu sunt mama voastră. Prin purtare de grijă. Pune-le la aceștia că Dumnezeu poartă de grijă. În ziua aceea nu a crezut niciunul. Îndoiți la modul maximal. Mulți cred că îndoiala, fraților, e opusul credinței. Dar vreau să vă spun că opusul credinței, nu spune Biblia că opusul credinței e îndoiala. Nu, opusul credinței este necredința. Nu amestecați lucrurile. N-a spus Hristos, pentru că tu te îndoiești și ești necredincios. Ci a spus, nu fii necredincios, ci credincios. Înseamnă că opusul credinței, necredința, nu este îndoiala. Mulți cred că îndoiala este un păcat de neiertat. Dom'le, mă îndoiesc. Există păstori care au spus, există oameni care au căzut în îndoiel, au crezut că nu mai există Dumnezeu, mă, fraților. Dumneavoastră știți că păstorul cel mai mare biserici penticostale din lume, biserici din lume, de fapt, om care are 5.000 de păstori împreună cu el, slujește într-o biserică de 750.000 de oameni, au 17 programe pe zi, știți că a fost în fața unei ferestre, că a vrut să arunce de la etaj? A vrut să-și pună capăt zilelor? Știți că fratele Ion Ghicio a vrut să-și pună capăt zilelor? Pentru că a știut că nu mai există, că din toată a venit satana și a spus că nu există Dumnezeu, că viața lui nu are niciun sens, că nu are decât și o bătaie la ușă și o băbuță din biserică a venit să-l întrebe că ce face. Ne îndoim de foarte multe ori. Ne îndoim de o grămadă de lucruri, pentru că, observați-l pe Iov, Dumnezeu nu spune, mă Iov, tu ai făcut un păcat de neiertat, acum că spune Iov la un moment dat, cum mi se întâmplă mie lucrurile acestea dacă tu ești Dumnezeu? Cum ai îngăduit ca pruncii mei toți să moară? Cum ai îngăduit ca să rămân fără familie, fără soția, poftim acum? Cum că acum descoper și eu că soția mea îmi spune să blastăm pe Dumnezeu? Ce-o fi în capul ei? Cum ajung în starea asta de boală să vină să se mire toți pe mine? Nu zice Dumnezeu, nenorocit ce ești, că vei merge în iad pentru că te-ai îndoit. Ci spune Dumnezeu să ceartă Dumnezeu cu el. Nu-i spune, băi, acum te bag în iad. Nu! La îndoielile lui Iod, la întrebările lui Iod, Dumnezeu dă răspunsuri. Chiar dacă răspunsurile lui sunt tot întrebări. Unde ai fost tu, zice Dumnezeu către Iov? Când a făcut eu pământul ăsta? La întrebare cu întrebare, mă, Iov, tu crezi, de exemplu, că tu poți prinde infinit în plămile tale? Că tu poți face o definiție lui Dumnezeu? Să-i poți să dea o definiție lui Dumnezeu așa simplă, scrisă în creon, gramatical, bine? Punem întrebări. De ce mi se întâmplă? De ce necazuri? De ce frământări? De ce lipsuri? De ce avem gândurile acestea? Știți cum este îndoiala? Am observat un lucru. Îndoiala este un fel de imunizare a vieții noastre. Atunci, de exemplu, când primești un vaccin antivariolă, vaccinul ăsta antivariolă, știți ce face de fapt? Îți bagă câțiva microbi de variolă în tine. Puțin. De ce? Ca să se dezvolte anticorpi. Că atunci când va veni variola adevărată, deja organismul tău să fie pregătit să lupte. Adică ei îți bagă puțină boală în tine ca organismul tău să biruiască, ca atunci când va veni boala adevărată și mare, atunci să fii puternic. Ei, asta e îndoiala. Dumnezeu permite ca în venele noastre să se strecoare puțin îndoială, că atunci când vom avea cu adevărat îndoiala aceea mare noi, că se va întâmpla necazul în casa noastră, în viața noastră, atunci să fim imunizați, puternici, pentru că întotdeauna îndoielile ne cresc credința,
cu o singură condiție, dacă îndoielile sunt sincere. Vă dau exemplu de îndoială nesinceră. Nu mai vin la biserică astăzi, zic că nu știu dacă e Dumnezeu aici. Îndoială nesinceră, frate. Tu vrei de fapt să mergi să bei o bere. Mă vii și spui, dar frate, eu nu mai vin în biserica asta, eu nu mai vin în biserica asta ca aici, nu stăte surorile cu Dumnezeu. De fapt, tu ai altceva. Tu vrei să stai acasă liniștită, să bei 3 în 1 de 3 ori pe zi, să stai la telenovele pentru că ți nu-ți place aici. Tu ai alte gânduri, tu ai alte fuste în dulap, tu nu vrei biserica asta. Dar tu nu mai pune vina pe frați, pe căldură, pe monitoare, pe scaune, pe OZN-uri. Soră, frate, când vrei să pleci, vrei să pleci. Asta este. Astea sunt îndoieli nesincere. Nu știu dacă Dumnezeu lucrează. Vă spun eu că lucrează. Vă spun că e ci. Amin. Și l-ați văzut de atâtea ori. Și tu l-ai văzut, numai că ești nesinceră și nesincer prin ceea ce faci, prin ceea ce spui. Cum tratează Hristos îndoielnicii? Haideți să vedem puțin 3 cazuri de îndoielnici. Tatăl fiului demonizat vorbea Adi despre el, scurt. În Marcu, în capitolul 9, versetul 27, avea un tată un fiu. Și fiul ăsta spune că în halul ăsta era purtat de Satana, când în apă dădea cu el. Adică cum era, mă, frate? Ăsta mergea pe lângă un râu și îndată venea Satana și zicea, aruncă-te. Drept în râu. Toți după el în râu. Scoate-l afară. Când vedea Satana că trece pruncul pe lângă un foc, că se făceau foarte multe focuri afară, ce-a sări în focul ăsta. Și el sărea în foc. Scoate-l din foc repede, ars tot. Știți ce am vrut să vă spun? Când suferim noi, ca părinți, înțelegem. Când suferă copiii noștri, nu mai înțelegem. Și ce spunea Carmen? Cunosc o grămadă de oameni care și-au pierdut credința când își văd copiii lor în mâinile mele, când trebuie mânuțele acelea mici ca degetul să găsim venele acelea care nu le mai găsim și să stea întubați și să stea când copiii noștri suferă, noi nu mai înțelegem. Când suferim, noi înțelegem. Cum adică, dacă ce-au fost vinovați ei? Noi da, suntem păcătoși, mă, fraților. Noi merită. Dar cu ce-o greșit ăla la 6 săptămâni, la 8, care mai multe tuburi în el decât degete la mâini și la picioare? Cu ce-o greșit? Și ca și mamă și ca și tată să-ți vezi copilul în starea aceasta și spunem un gând bun în dimineața aceasta și pentru copilul fratelui Cristian Dragomir, care e tot așa. Va veni Cristi să cânte în biserica noastră și eu cred din toată inima că Dumnezeu va face o minune cu copilul său. Domnul să lucreze în clipa aceasta. Mie. L-au dus la doctor pe copilul ăla care sărea când în apă, când în foc. Când în apă, când în foc. L-au dus la doctor și doctorii n-au putut să facă nimic. L-au dus la Sfântul Petru, la ucenici. L-au dus pe copil la ucenici. Tata, ce să mai faci? Că atunci când copilul e cu probleme, îl duci oriunde. L-au dus oriunde au putut. Nici medicii, nici ucenicii, nici sfinții nu au putut să facă nimic. Și l-au dus la Iisus Hristos. Deci ultima șansă acestui om a fost Iisus Hristos. Au fost înainte medici și sfinți. Exact așa fac și românii. Prima dată medicii, 2 sfinți, toți, până la Anton, până la capăt. Și când nu mai rămân nici sfinți, nici medici, nici bani, de obicei atunci se pocăiesc, când nu mai au nici bani. Atunci zic, vin la Iisus. Nu trebuie să condamnați pe omul ăla. Nu trebuie să condamnați pe tatăl acestui copil. Nici noi n-am mai fi crezut. Nici medicii, nici sfinții. Și vine la Iisus și îi spune, dacă poți, că ăștia n-au putut, ratare, 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 eșec, faliment, 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 dacă poți. Iisus Hristos ce vine și spune? Nenorocit ce ești. Își dă seama Iisus că e tată cu un copil. Ce Domnul, dacă poți, vreau să spun ceva, oameni, uitați cum îl tratează pe omul ăsta din îndoială. Vă rog să fiți atenți cu părinții care veți avea copii bolnavi, sau poate aveți acum. Știți ce spune Domnul? Tu nu mai crezi, până acum ai crezut în oameni, până acum ai crezut în sfinți și medici. Ei bine, zice Domnul Iisus Hristos, să se facă după credința ta acum. Pentru că tu alergi stânga și în dreapta și tu nu vrei să spui credința în aplicare. Să se vindece pruncul ăsta în momentul în care tu crezi. Adică pocăiaște-te, zice Domnul, către tată. Atunci zice, cred, Doamne. Dar își face și o mărturisire publică. Ajută necredinței mele. Nu mai a zis, ajută-mi pe copilul meu.
Și ajută-mă să-mi crească credința, că tu mi-ai spus că dacă am credință mare să vindecă pruncul. Băgați-i seama. Nu zice mai vindecă mie copilul, ci crește-mi, Doamne, mie credința. Vă rog să notați cuvântul acesta pe care omul acesta spune. Când vă veți vedea copiii bolnavi acasă, primul lucru care îl faceți, nu mai cereți ca Dumnezeu să vă vindece copilul, ci să vă puneți pe genunchi și spune: Doamne, Doamne, crește credința în mine, ca eu ca tată și ca mamă. Adică ce spune Iisus Hristos? Prima dată trebuie să fie doar pe tine, ca tată, apoi pe mine ca mântuitor. Cum el aduce ca o pocărămidă? Ce vrei să fac cu el, ce Domnul? Păi vindecă-l, fără credința ta? Nu, crede, fiule. Crede că dacă nu ți-l vindec și după aceea, ce faci cu el? Observați cum transferă Hristos toată povara pe tată. Să crezi. Ioan Botezătorul, uitați altfel de îndoială. Era, spune Matei în capitolul 11, versetul 2 și versetul 3, Ioan a trimis din temniță pe ucenicii lui la Iisus. Și și-a spus: întrebați-l pe el, pe Domnul Iisus, dacă el e Mesia sau să așteptăm să vină un altul. Hă, fraților, ești tu Mesia? Păi dacă spune Ioan Botezătorul lucrurile acestea, fraților? După ce el cu gura lui a spus la râul Iordan, în Ioan 1:24, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Păi el a spus-o cu gura lui, că el, Iisus, e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și tot el spune, mai încolo câteva versete, versetul 34, a mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Câteva săptămâni mai târziu, îl vedem pe Ioan, după ce zice că Iisus Hristos e mielul lui Dumnezeu, după ce zice că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, îl vedem că își trimite ucenicii și spune: întrebați pe Iisus dacă el e Mesia, că nu mai cred. Ioan se îndoia zdravă. Și ceea ce mi-a plăcut enorm la Domnul nostru Iisus Hristos este că nu-l mustră, nu-l ceartă. Încă face ceva ce nu ne-am fi gândit. Începe să-l laude. Nici unul dintre oamenii aceștia născuți din femeie nu-i mai mare ca Ioan. Când aude o îndoială așa zdravă în temniță, nici nu-i răspunde direct, ci spune așa: Ioan, eu sunt împlinirea Vechiului Testament, a tuturor prorocilor din Vechiul Testament. Că în Vechiul Testament scrie că va veni Mesia și orbii vor vedea, șchiopii vor merge, săracii se va propădui Evanghelia, vor avea o bucată de pâine, morții vor învia. În Vechiul Testament scrie asta, Ioan. Să spună ucenicii tăi, se întâmplă aceste lucruri în jurul meu. Da, au zis ucenicii, înseamnă că eu sunt Mesia, ce Iisus. Unde îl trimite pe Ioan? În Vechiul Testament. Mai ai Biblia la tine, zice, citește-o! Când ai îndoieli grozave, primul lucru care trebuie să-l faci este, după ce te-ai pus pe genunchi, ca și tatăl fiului bolnav, demonizat, să spui: Doamne, mărește credința mea! Următorul lucru care trebuie să-l faci, pune mâna pe Biblie, frate. Hristos l-a trimis pe Ioan la Biblie. Citește în Vechiul Testament să vezi dacă-s eu ăla! Nu mai întreba ucenici în stânga și în dreapta. Pune mâna pe Biblie, pentru că aici spune, în cuvântul lui Dumnezeu este sănătate pentru oasele tale. Unul dintre frații din biserica noastră, în 1996, nu uit să uit niciodată lucrul acesta. Eram atunci terminat în școală, în vara aceea, bolnav fiind, l-am pus să spună Biblia. A spus, după ce am citit 4 capitole din Matei, Noul Testament, Dumnezeu m-a vindecat. Cuvântul lui Dumnezeu este sănătate pentru trupul nostru. Citiți-l când sunteți bolnavi. Nu numai când sunteți bolnavi. În fiecare zi. Preventiv. Și laudă pe Ioan și vine și spune, cel mai mare bărbat născut vreodată. Laudă. Dumnezeu nu vine și spune, ești un nenorocit, că nu mai crezi în mine, tu care ai zis la un moment dat. Sunt asemenea îndoieli. Dar uitați-vă la Toma, nu Toma de astăzi. Om curajos, ucenic adevărat, când a zis Hristos că trebuie să meargă la Maria și la Marta pentru că murise Lazar, deși știe ce înseamnă să se duce înapoi în Betania, pentru că Betania era suburbia Ierusalimului. Cum adică te duci în Ierusalim când Ierusalim vor să te omoare? Ce, Ion, Toma, nu-i nimic, mergem să murim și noi cu el. Dacă e rost de moarte, murim cu toții. Păi ăsta e ucenic îndoielnic, nici vorbă. Nu acceptă răspunsuri simple și totuși se întâmplă ceva. Fraților, în momentul în care avem necazuri, ne comportăm în două feluri. Doar în două feluri. Când avem mari frământări, avea necazuri, Iisus Hristos murise. Erau decepționați, depresați, erau frământați.
Le era frică, Daniel povestea într-o seară că au fost ușile închise, zdravând, lacăte pe ele, le era frică să nu urmeze să fie și ei crucificați. Când avem necazuri, ne putem comporta în două feluri. Primul, când ai necaz, sunt toate neamurile. Prietene și frață, veniți la mine acasă. Nu poți să-ți duci necazul singur. Imediat îi chem pe toți pe care îi cunoști, îți aduce aminte și de numele de telefon pe care le-ai uitat. Imediat îți aduce aminte de toate și îi chem pe toți frații să vină să se roage cu tine, să stea cu tine. Trimiți bilete, faci o grămadă și ești în stare ca să faci chef când ai necazuri. Numai să vină frații la tine. Sunt oameni care nu pot să trăiască singuri în necazul lor. Dar sunt oameni tip Toma. Când au un necaz, nu mai vor să mai vadă pe nimeni. În clipa aceea, s-a luat, închis-o ușa, poate să bată soțul cât vrea cu pumnii, nu se deschide. În clipa aceea, păduri, munți, prăpăstii, te ascunzi, scorburi, să nu mai văd pe nimeni. E bine, observați, unii dintre ucenici care le plăcea să stea împreună s-au dus și au stat împreună, dar tot cu frică și tot cu necredință și tot cu îndoială și ăștia, iar îndoitul ăsta s-a dus singur, că era din categoria 2. Din aia care nu pot să stea singur, nu pot să stea cu oameni, se izolează. Toma s-a izolat. El nu-i un sceptic necredincios, ci un credincios rănit. Deci nu-i scepticul ăla necredincios, nu cred că există Dumnezeu. Nu, ci un credincios rănit. A murit Hristos. Oare el este, oare femeile ne-au adus o mărturisire bună, o mărturie bună, într-adevăr există Iisus Hristos sau nu există? Am ajuns la concluzia că știți cum spun îndoielile astea? Îndoielile sunt... Nu sunt altceva decât furnici în pantalonii credinței. Furnicile în pantalonii credinței. Pentru că numai ele ne pot continua îndoiele să ne țină treaz. Atunci suntem mai treji într-un fel sau într-altul. Oare care este drumul acesta de la îndoială la credință? Cum atunci când ne îndoim de Dumnezeu, de puterea Lui, de toate celelalte lucruri care ne-au fost îndoieli, oare cum putem ajunge la credința cea pe care Hristos o vrea? Îndoiala, să știți că nu-i păcat. Trebuie să pornim de la ideea aceasta. În momentul în care te îndoiești de tine, de puterea lui Dumnezeu, de toate celelalte lucruri, nu-i păcat. Vreau ca să mă înțelegeți bine. Spunea o soră zilele acestea către mine, frate, în biserica noastră, am fost vindecată de o boală foarte gravă. Nu anunțați vindecarea mea. Vă rog să mă credeți că am zis, mai stai o leacă. Acum sunt de 20 de ani aproape cu dumneavoastră. S-a mai întâmplat când am anunțat și s-a recidivat. Parcă nu mai am credința aceea să zic slavă Domnului pentru toate. Am nevoie de dovezi. Adrian vorbea de dimineață de medicina care are nevoie de dovezi. Iisus Hristos nu ne bate pe noi dacă noi cerem dovezile credinței, vindecării și puterii noastre. El cere dovezi de la noi. Și deja v-am spus, nu spuneți mie, Doamne, Doamne, ce faceți faptele credinței? Observați că îndoiala nu-i păcat, dar duce la păcat și periculoasă. De ce? Dumneavoastră știți un lucru important. Lui Satan îi place să pescuiască în ape tulburi. Lui Satan îi place să pescuiască în ape tulburi. Când ți-a mintea vraiște, când ai probleme, atunci vine Satana. Când ți-ai deschis inima cu o îndoială, în momentul ăla vine el în inima ta și începe să spună să cu pocăință cu tot. Vezi tu mai târziu când ai fi bătrân, mai stai, mai amână. Sau vine și spune, nu, unde e Dumnezeul tău acum? Când auzi asta de la Satan, e clar. Unde e Dumnezeul tău? Te-ai încrezut în El să te mântuiască, să te scape din necaz. Îndoiala nu-i păcat, dar poate duce la păcat. De la îndoială până la necredință nu-i decât un pas în momentul în care Satana pescuiește în apele tulburi ale vieții tale. Ce va trebui să faci? Este foarte important acest prim lucru. Recunoaște că ai îndoieli și cere ajutor. Recunoaște că ai îndoieli și cere ajutor. Tatăl fiului demonizat s-a dus la Hristos. Nu i-a fost rușine. N-a zis, un tată are o problemă. Nu. Eu sunt Gheorghe, pe copilul meu îl cheamă Ilie și demonizat. Se aruncă când în apă, când în foc. Dumnezeu nu va vindeca niciun anonim. Frate zice, am vrut ca să vin aici în față, dar mi-a fost rușine. Nu-i nimic, stai cu boala după tine. Că doar nu scrie în Biblie că e obligatoriu, trebuie să fim toți sănătoși. 37 de tineri mi-au scris într-o săptămână, în urmă cu 3 ani de zile, că au probleme cu autosatisfacerea. Le-am spus la sala mare a primăriei, duminica viitoare să ieșiți în față. Au ieșit 3 sau 7, câți au ieșit? 7, Adrian, așa-i? 30 au rămas pe lângă,
După ce au venit să șteargă nasul de umărul meu, să-mi spună că le-a fost rușine. Nu-i nimic. Mai luptați-vă 10 ani. Dumnezeu n-are nevoie de anonimi. Un frate are o cauză. Pe cauza asta e un prunc demonizat, mă. Cum ai o cauză? La ce te doare măsea? Cum adică pruncul tău e cuvântul cauză? Să zici că te-l cauză, Ilie îl cheamă. Dumnezeule. Care prunc ar trebui să știe că taică-s-o ce cauză către el? Că putem să spunem că problemă, da! Nu? Că ei pot genera probleme, nu? Dar ei nu sunt o problemă pruncii noștri pentru noi, nu? Corect? Că ne fac probleme, da. Dar nu sunt ei o problemă. Ei sunt totdeauna un răspuns. În momentul în care, Ioan Botezătorul are înduiel, ce face? Stă cu el în pușcărie? Trimite ucenici, că el nu putea pleca. Că de era liber, el pleca, fraților! El se ducea și spunea, nu mai cred că tu ești Mesia. A dus și a trimis ucenicii. În momentul în care era înduiel, Toma, spune Biblia că după 8 zile, Toma a fost înapoi la frații lui. În momentul în care a văzut că a stat după pești, singur, și tot îndoit a fost. Și a dat seama, măi, singur mă prăpădesc, rămân fără Dumnezeu. Mă duc înapoi la frații mei. Când ai problemele acestea și când îți vine să stai acasă, stai acasă o săptămână. Dar în momentul în care stai a doua săptămână acasă, ai mari probleme în biserică, în suflet, în mântuirea ta. În momentul în care poți să stai două programe, două slujbe acasă, fără ca să te simți nenorocită, nenorocit sau ticălos, ticăloasă, ai probleme cu Dumnezeu, nu mai îndoială. Vino iute la biserică. Vino iute în mijlocul fraților tăi. Toma s-a dus în mijlocul fraților lui. Ioan Botezătorul a trimis. Tatăl s-a dus la Iisus Hristos și a spus, am o problemă cu pruncul acesta. Se aruncă în foc, e demonizat. Când nu întrebi, să vă dau două exemple de doi oameni care n-au întrebat. Dumneavoastră știți că cel care a venit și a produs atâta prăpăd, că până la urmă prăpăd filozofic lucrul acesta, nu-i biologic, Darwin a fost absolvent de seminar teologic. Cel care a venit cu originea speciilor spunând că nu ne tragem din Dumnezeu, ci ne tragem din maimuță. Știți că a terminat facultatea de teologie? Și a avut îndoiel cu privire la Dumnezeu, cu privire la ceilalți și n-a găsit pe nimeni un confesor să se ducă să-i spună problema aceasta. Absolvent de teologie, om care a învățat 4 ani de zile, care și-a dat masterul în teologie, ajunge să spună că omul nu-i născut din Dumnezeu, ci din maimuță. Pentru că n-a întrebat pe nimeni, că s-a izolat, că a plecat, era un timp retras, stătea prin păduri. Îl chema oameni, vină la biserică, nu venea la biserică. Știți că unul dintre cei mai mari criminale secolului a fost Stalin, Iosif Visarionovici Stalin. Știți că a fost absolvent de teologie ortodoxă? A terminat ca preot ortodox? Și pentru că a avut îndoiel că există Dumnezeu, pentru că a avut un tată care l-a abuzat, pentru că n-a avut nici tată acasă, nici Darwin n-a avut un tată cu care să vorbească. Vai de noi când nu o să vorbim cu pruncii noștri. Că n-au îndoielile lor și frământările lor și de cazul n-a avut nici acasă, nici la școală. A stat prin păduri și a devenit cel mai mare criminal. Ucidea 10.000 de oameni pentru o simplă semnătură. 50.000 de oameni într-o simplă semnătură. 1.000.000 de oameni într-o simplă semnătură. Hitler e copil micuț pe lângă Stalin. Și a terminat facultatea de teologie ortodoxă. Îndoieli? Singurătate? Mă duc, nu mă mai interesează de frații mei că-s falși. O să vezi tu lumea de afară că-s falși. Dacă aici îți faci mulți, o să vezi afară cât de buni sunt ceilalți de afară. O să mănânci de acolo, de la ei. Să vezi ce bună e lumea. Să vezi cum o să te stimeze. Recunoaște că ai îndoieli. Frate, am o problemă. Uite, încep să nu mai cred. Nu știu ce se întâmplă. Nu mai cred în vindecarea mea. Nu mai cred că Dumnezeu mai poate face minune cu copilul meu. Nu mai cred în Dumnezeu. Parcă nu mai pot ruga. Nu pot posti, parcă sunt un fel de ateu din ăsta în biserică. Am îndoieli. A, nu-i păcat îndoiala. Ne va întări credința, sunt niște anticorpi pe care ne bagă Dumnezeu în vene. Fraților, va trebui să recunoaștem că credința, și al doilea rând vreau să vă spun asta, că de chiar sunteți bolnavi mulți, recunoașteți că ea credința nu e o alegere, nu e un sentiment. E o alegere, nu e un sentiment. Și vă dau un exemplu. Dumneavoastră lucrați foarte mult pe sentimente cu credința dumneavoastră și dacă a fost o seară în care toți am fost transpirați aici în biserică sau iurea și a fost extraordinar și a cântat, poate ați de întărit în credință.
Dar ce-ați făcut voi? Voi ați făcut un cut, adică ați tăiat o bucată dintr-un timp al credinței voastre și ați spus, a fost extraordinar. Mâine, a doua zi, vine și vă întreabă nu știu cine ceva și îl mințiți. În momentul în care ai făcut o prostie și ai păcătuit, te pui și tai o bucată și spui în clipa aceasta, Doamne, sunt un om căzut. Eu sunt gespănică ieri, eu sunt păcătoasă și păcătos, nu? Oameni buni. Nu te-ai putut ruga astăzi, n-ai putut posti, ai promis că vei da Domnului o anumită, n-ai putut să o dai. În clipa aceea vii și spui, sunt nenorocită și nenorocit. Dar ce ați făcut de fapt? Voi ați tăiat o bucată dintr-o zi și pe baza acelei bucăți, bună sau rea, a spus că sunteți pocăiți sau nepocăiți. Asta deja e sentiment. Credința este o alegere, nu un sentiment. Dumnezeu nu privește o anumită oră a vieții noastre, ci viața noastră în ansamblu, cu bune și rele. Dacă luăm acum, spunem de Toma necredinciosul, fraților, dar voi trebuie să-l priviți pe Toma în întregul lui, omul care a stat lângă Hristos, omul care a murit pentru Hristos, că avem sincope și probleme, că de multe ori diavolul își bate joc de noi, recunosc asta, în dreptul meu, în dreptul dumneavoastră. Dar Dumnezeu nu, dacă Dumnezeu ne-ar judeca pe noi, vă rog să fiți atenți, după ultima zi pe care ne petrecem pe pământul acesta, ar fi îngrozitor acest Dumnezeu. Dumnezeu ne judecă după viață, nu după o zi. Băi, să moară în credință. Corect. Să moară în credință. Dumnezeu va judeca felul în care noi ne trăim viața aceasta în ansamblu ei, cu bune și rele. Asta e viața de credință, fraților. În a treilea rând, când ai îndoieli, fă faptele credinței și aici e greu. M-am gândit să le spun, să nu le spun. Când ai îndoieli, fă faptele credinței chiar dacă nu crezi în ceea ce faci. Când ai îndoieli, fă faptele credinței chiar dacă nu crezi în ceea ce faci. Adică să vă povestesc. Când a zis Toma, serios a fost Hristos duminica trecută la biserică? Era sâmbătă deja. Da. Și când o zis că vine? Tot duminică, mâine, la celălalt program. Am o dumneavoastră, credeți că el a sărit în sus? Ca și David, mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului. Credeți că i-a trecut după un metru pe altul? Nici vorbă. Păi cum s-a dus ăsta la biserică? Ca o parte din pruncii voștri sau din voi. Duminică dimineața. Ce să facem? Mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului. Bucur. Fraților, nimeni nu merge la operație de dinți cu bucurie. Nimeni. De obicei, aici știți unde sunteți. De obicei sunteți într-un, să zic, salon pentru operații, într-o sală de operație. Aici Dumnezeu ne mai taie, cioplește. Nu? În fel de atelier din ăsta care ce Dumnezeu acum cu un burghiu, aduc freza... Nu vă place? De multe nu simțim că trebuie să cântăm cântarea, dar cine cântă la cor, frate? Să mă cu cor cu... Mă văd eu că sunt păcătos și ce să caut eu între sfinții de la cor? Nu întotdeauna faci lucrarea asta. Trebuie să faci faptele credinței. A doua zi trebuie să predici, a doua zi trebuie ca să dăruiești, a doua zi trebuie să cânți, a doua zi trebuie ca să dai mâna cu cineva, să spui... Toma a plecat înapoi la biserică, deși n-a plecat exploziv. S-a dus înapoi la biserică pentru că știa că doar acolo poate dobândi pacea de care are nevoie. N-a crezut atunci, dar a făcut o faptă a credinței. Tatăl s-a dus cu fiul la Iisus, dar n-a crezut. Dar a făcut o faptă a credinței fără să creadă. Nu vă vom putea cere ca totdeauna să aveți 100% credință când veniți la biserică, dar să veniți și când aveți credință 100%. Și când nu vă merge bine 100%, și când v-ați pierdut bucuria și pacea, veniți la casa Domnului, amin? Este o legendă despre Toma, n-am citit-o până săptămâna trecută. O legendă fantastică. Se spune că după ce a primit perdaful ăsta de la Domnul Iisus Hristos, nu se știe dacă am pus mâinile în rană sau n-a mers, spune legenda a bisericii copte în felul următor, că peste ani de zile, din nou a fost prins de îndoiel dacă Iisus Hristos e Mesia, ca eu am botezătorul. După ce a primit, ce a primit de la Iisus. Iar s-a îndoit. Și atunci zice că, spune legenda aceasta, povestea aceasta, că s-a dus la un apostol și a spus, nu știu care dintre apostoli, a zis, măi, să știi că eu cred că am îndoiel iar.
La care zice apostolul, și ce? N-am vreme să te ascult acum, că sunt ocupat, eu am de lucru. Și ăla s-a dus. A stat. Cui să mai povestesc eu îndoielile mele, iar? A găsit o soră, un fel de Dorca, asta cosea haine, și zice, uite, vreau să-ți povestesc, iar așa m-au stare din asta, dar parcă ai mai avut ce tot cosit acolo. Mă, știi, Toma, uite care e situația, n-am timp acum de tine, că trebuie să trebuie până de seară haina asta. Tu mă încurci pe mine, ăla rămâne dezbrăcat, dacă nu-i dau haina, da? S-a ieșit în stradă, așa mă îndoiesc de nu mai pot. Până la urmă a hotărât, dar toată lumea e ocupată, zice, în orașul ăsta acum. Una face haine, unul vine și predică, unul se duce și ajută săracii, ăștia lasă la repetiție, la cor, nimeni n-are timp să-mi asculte veșnicile mele în duel, ce eu, zice Toma. S-a dus și a zis, nu nimic, mă duc și lucrez și eu în parția pentru Iisus Hristos și fac și eu evangelizare așa. Și spune legenda că n-a mai avut vreme de îndoieli după aia. Așa a fost prins în lucrarea Domnului, că n-a mai avut vreme de îndoieli. De multe ori, îndoiala vine și când stai așa în pat și numeri pentru 100-a oară cercurile de la zugrăveala tavanului. A, știi deja pe toate, le știi acolo, duce toate crăpăturile din rigips, le știi. Nu mă, scoală-te, hai, ridică-te. Ridică-te și apucă-te de lucru. Îmi vei spune că n-ai credință 100%. O, dacă ați avea voi un aparat ca să ne măsurați nouă credința aici, dumneavoastră să vedeți pe amvon aici cam cât e pe scală. Numai să punem aici la inimă ceva și să vedeți apoi cum se poate predica cu un 5. Sau să vedeți credința lui cei care slujesc, care cântă, al lui Billy Graham sau ce face. O să vedeți ce credință au ăștia ca așa pe scală. Când m-am dus într-o biserică aici în județul Bihor, lângă Oradea, atât avea un termometru pe amvon aici în spate. M-am speriat. Mare așa, n-am văzut din ăla numai la punctul de meteorologie ăsta de la Șoim. Era acolo pus pe amvon, m-am speriat, parcă poate conecta la ceva și biserica vede. Nu tu cruce, nu tu nimic, zic, pentru ce verificați zic, cu termometru temperatura asta? Ce frate scrie în Apocalipsa? Zice, nici cald, nici rece. Biserica vede totdeauna ce se întâmplă în biserică. Mi l-aș fi dorit și eu termometrul ăla. Există, în a patrulea rând, există lucruri pe care nu le înțelegem niciodată. Niciodată, și asta trebuie să o știți, există lucruri pe care nu le înțelegem niciodată pe partea asta de cer. Vreau ca începând de astăzi să-mi promiteți că nu mai vorbiți de pământ ca de pământ. Cerul este așa. Pe partea asta suntem noi, pe partea cealaltă e Dumnezeu și cerul. Deci de aici încolo ziceți pe partea asta de cer suntem noi, și dincolo e pe partea cealaltă de cer. Când pleacă frații noștri, numai să mută pe partea cealaltă de cer. Amin? Deci cerul, noi suntem pe partea asta de din jos a cerului. E bine, vreau să vă spun că există lucruri pe care nu o să le înțelegem niciodată pe partea asta de cer. Întrebarea este, de ce se întâmplă cu soția mea ceea ce se întâmplă? De ce se întâmplă cu fiul meu, cu biserica? De ce avem problemele astea? Și Dumnezeu tace. O să puneți întrebări, îndoindu-vă în credință, dar nu o să primiți răspunsuri întotdeauna. Asta 100%, că nu o să primiți răspunsuri întotdeauna. Pentru că sunt lucruri pe care Dumnezeu le tace aici. Nu le vorbește cu noi. Sunt lucruri pe care le tace. Adică știți ce înțeleg eu acum? Eu înțeleg că nu înțeleg nimic acum. Eu înțeleg că nu înțeleg nimic acum, în ziua aceasta. Sunt o grămadă de întrebări. Vă rog să mă credeți că cele mai multe scrisori pe care le primesc sunt scrisori a unor oameni care se îndoiesc. Frate, zice, Dumnezeu mai e cu mine. Dumnezeu mai e cu familia mea. Dumnezeu există, frate, uite ce mi se întâmplă. Cum adică putem să trecem prin ceea ce trecem și parcă Dumnezeu? La cei mai mulți dintre ele forvardez o poezie a fratelui Simeon Cure, care spune în felul următor, de ce ades mi-a dat pe cale să îndur dureri în fel și fel? De ce zlovit adesea oare? Eu nu pricep, dar știe el. Când cunoscut am adevărul și vrut am să vorbesc despre el, silit am fost să tac adesea. De ce așa? O știe el. Din pâinea mea am dat altora, fără să mă tem ca să mă înșel. Răsplata m-am ales cu piatra. De ce așa? O știe el. Când moartea luptă pe înderete să rupă dragostea în el, rămâni copii sărmani pe drumuri. De ce așa? O știe el.
Greu apăsat privesc adesea calvarul, crucea și pe miel. De ce sunt lacrimi fără vină? De ce așa? O știe el. Când mi-am trăit mereu viața în curății de porumbel, stropit am fost cu murdărie. De ce așa? O știe el. Eu nu înțeleg, dar cred într-una și cred cu patimă și zel că multe din ce mi se întâmplă, eu nu-l înțeleg, dar știe el. Și când ajunge voi cu Domnul în ceruri, în al său castel, m-o întreba, cum des acolo? Răspuns la toate îmi va da el, slăvit să fie el în vecea mea. De ce e așa? Știe Dumnezeu de ce e așa. Pe partea asta de cer avem mai multe întrebări decât răspunsuri. Dincolo nu vom avea nicio întrebare pe cealaltă parte de cer. Atunci va trebui ca să fug, când am îndoieli, să fug la frații mei, să înțeleg că Dumnezeu nu mă judecă după o anumită zi în care am avut îndoieli, să mă duc să fac faptele credinței, chiar dacă nu mai cred în ziua aceea, eu tot trebuie să lucrez. Tot mamă rămâi și dacă rămâi mâine dimineață șomeră, corect? Nu poți să le spui copiilor tăi că nu le mai poți da pâine în casă, că ai rămas șomeră. Nu! Și dacă nu mănânci tu? Și când vezi că ești lovită și lovit din punct de vedere spiritual, tu tot lângă Dumnezeu, tu tot lângă frați, tu tot să slujești. Amin! Există lucruri pe care nu le înțelegem în partea asta din cer și vreau să închei spunându-vă că Dumnezeu nu se schimbă. Ultimul lucru important când ai îndoieli, Dumnezeu nu se schimbă. Bizuiește-te pe asta, amin! Dumnezeu nu se schimbă. Spunea în 2 Timotei 1 cu 12 Pavel, eu știu în cine m-am încrezut. Și chiar dacă am îndoiel, chiar dacă am frământări, probleme, eu știu în cine m-am încrezut. Eu voi ajunge în cer, așa trebuie să-i spui lui Dumnezeu și așa trebuie să-i spui și diavolului. Exact cum îmi spunea unul dintre frații care s-au botezat duminică, eu voi ajunge în cer și eu n-am planul B, că s-ar putea să n-ajung în cer. Eu o să ajung în cer și n-am planul B. Eu nu mă gândesc că voi ajunge vreodată în iad. Eu voi ajunge în cer și nu mai am altă o posibilitate decât asta. Cerul! Cerul! Înțelegeți, iubiților? Cel ce n-a ajuns niciodată la îndoială, probabil că a crezut mai pe jumătate. Și va trebui să mergem înainte și să ne luptăm pentru asta, încrezându-ne în Dumnezeu. Vă povesteam o dată jos în biserică, când s-a dus un om care se ocupă cu lucrurile rare, cu plantele acestea rare, care apar în anumite zone ale lumii și a căutat tot felul de plante rare și a găsit o plantă în Turcia, dar era într-o prăpastie planta aceea și trebuia culeasă de acolo și a fost groază, era și mai în vârstă și mai greoi, nu s-a putut duce el și a zis către niște copii care se juca acolo, ce mă, vă dau $100 dacă vă coborâți și vă țin de funie, zice, și unul se coboare să ia floarea aia frumoasă de acolo. Și la care $100, când au zis copiii, era ce câștigau părinților în 4 luni de zile. A zis un copil, zice, mă duc eu cobor. Dar zice, numai 5 minute să stați până fug după tata, zice, în sat, să ție el de funie. Deștept, pruncu. Foarte deștept. 5 minute dacă stați, vine tata și când ține tata de funie, atunci mă cobor până în prăpastia prăpăstiilor și vă duc și florile toate. Dar tata să ție de funie. Vreau să vă spun că atâta vreme cât Dumnezeu ține de funie, nu ți se va întâmpla nimic niciodată. Cât Dumnezeu e în controlul universului acesta, nu se va întâmpla nimic niciodată. Și vom avea îndoieli și o să mai avem îndoieli. Și o să avem probleme când o să dăm cu pumnii în cap. Da, se va întâmpla asta. Dar cu Dumnezeu, va trebui să înțelegem că viața noastră este o viață fără bucăți, ci o viață cu de-a întregul. Cu căderi, cu frământări, cu îndoieli. Mă, Tomă, mă, zice Iisus, nici nu l-a certat. Hai, vină, mă, și spune-mă degetul în rană. Hai că, ce drept, nici nu te-ai spălat bine pe degetul la murdar, vină și bagă-l aici în rana mea. Hai să vezi, zice, să mă... Nu scrie că a pus degetul. Nu, mai a fost rușinat. Nu fii necredincios, mă, Tomă. Acum ai îndoieli. Nu vă dați seama cât de periculoasă poate să fie oare? Cu ce a venit satana la Eva? Oare? Oare? A zis Dumnezeu, chiar veți muri? Oare? Poate cea mai frumoasă poveste de dragoste din mitologia greacă este aceea al lui Orfeu și al lui Euridice. El, născut din părinți din Apollo și din Caliope,
cel mai mare cântăreț de harfă, de mitologie și care l-a dat vreodată Grecia. Maica s-a picurat 3 picuri de elixir special pe limbă și a devenit un cântăreț. Când cânta el, nu mai știai pe ce lumești. Așa de frumos cânta Orfeul la harfă. S-a îndrăgostit într-o zi de nimfa Euridis. A fost o dragoste frumoasă, a dorit să se căsătorească cu ea. Numai că în timp ce era urmărită de un admirator de ei și a fugit de omul acela rău, a fost mușcată de un șarpe și a trebuit ca să plece în lumea morților, în infern. Atât de mare a fost durerea lui Orfeu, atât de mare a fost durerea lui Orfeu, încât s-a dus la zei și le-a spus: aduceți-mi înapoi pe Euridis. Și ei au zis nu. S-a rugat de ei și a spus că va fi sluga lor și vi-l-a cânta și au zis nu. Și atunci s-a coborât până în infern. Și a luat harfa după el și a coborât în infern. Și acolo s-a întâlnit cu Hades și i-a spus lui Hades: uite ce probleme am. Și a început să-i cânte. Și cea mai rea inimă din mitologia greacă, inima lui Hades, ăla care stăpânește locuința morților, și a spus: așa mi-ai cântat, încât, zice, ți-o duc înapoi. Tu vei merge înainte să ieși afară din infern pe ușa aia. Ea va veni după tine. Dacă vei întoarce capul înapoi după ea, să o vezi dacă vine după tine, în clipa aceea va merge înapoi în infern pentru totdeauna. Trebuie să ieși pe ușa aceea fără să întorci capul. A mers, a făcut pași, s-a dus, a mers aproape un kilometru până la ușă, dar pe mergând pe drum tot îl chinuia niște lucruri. S-a gândit: dacă nu e spatele meu, dacă m-o fi mințit ăsta, mă, Hades, mă, că ăsta mai minte, mă. Dacă ies eu afară din infern, că nu mai am voie să intru după aia. Și eu ies fără ea. Și ea nu-i. Cât ăsta, ci mai pot negocia cu el. Și gânduri și frământări, și înainte cu 5 metri de a ajunge la ușă, n-a mai rezistat. A întors privirea să vadă dacă e acolo. Și ea a plecat pentru totdeauna înapoi. Era acolo. Era acolo. Am ajuns la concluzia că o parte dintre frații și din surorile noastre care au avut o dragoste foarte mare de Iisus Hristos au început să îndoiască pe drum. Oare Iisus ar fi pe urmele mele pe aici, pașii mei? Oare Domnul mă mai iubește? Oare va face totuși lumină în casa mea, în viața mea, în sufletul meu? Oare voi avea în continuare pâinea și sănătatea și bucuriile pe care le am? Știți că soția lui Lot a întors capul, dar s-a făcut stană de sare. Eu vreau să vă spun în această dimineață că vreau să ne rugăm din toată inima noastră ca Dumnezeu să ne mărească credința. Și când vom avea îndoieli, să știm că ele sunt trecătoare. Că Iisus Hristos e veșnic. Îndoielile vin și pleacă, Dumnezeu rămâne. Când vezi că ai rămas nenorocit în îndoiel și vrei să mergi la credință, fugi la frații tăi și povestește-le. Este un concept acum pe care vreau să-l analizez. Împrumutați din credința fraților care au mai multă. Decât să împrumutați bani de la ei, mai bine împrumutați din credință. Când vedeți un frate cu credință multă, împrumutați câte ceva din credința lui. Zice: dă-mi puțin din data astăzi și hai și roagă-te pentru mine. Că eu nu mai am pe mea. Eu am probleme și am frământările mele. Niciun păcat să vă rugați unii pentru alții. Ce spune Biblia? Purtați-vă sarcinile. Dar v-a spus întrebarea că ăla care ia sarcina ta deja are două coare și pe lui, nu? Că normal, că doar nu suntem noi aici acum fără sarcini. Când iau sarcina ta, am două deja. Ce umeri trebuie să am eu? Azi puternici. Mâine s-ar putea să zic: frate, cum au ieșit pe mea, că nu mai pot eu duce. Mă înțelegeți? Azi port eu sarcina fratelui Vișu, mâine va trebui să poarte el pe mea. Să poarte el pe mea. Trebuie să ne purtăm unii sarcina altora. N-avem ce să facem. Acestea sunt faptele credinței. Veniți la biserică și când n-aveți chef. Ca și Toma. Pentru că Iisus Hristos e acolo și Iisus vă poate schimba aici, nu stând nu știu pe unde, nenorociți și amărâți. Veniți și spuneți-i lui Dumnezeu: Doamne, eu știu că Tu rămâi tot pe tronul Tău. Și eu știu că sunt răspunsuri pe care nu vrei să mi le dai pe partea asta de cer, dar nu-i nimic, mi le vei da dincolo. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea ca înainte de a ne ruga împreună să cântăm o cântare care ne poruncește
la imperativ, nu te îndoi, ci crede. Opusul credinței, necredința. A îndoielii, ea nu are niciun fel de opus. În această dimineață, spunem ca și Descartes, mă îndoiesc, deci cred. Mă îndoiesc, deci cred. Să ne rugăm înaintea Lui și să spunem: Doamne, în această dimineață, spulberă orice îndoială pe care o mai am. Arată-mi rănile Tale în dimineața aceasta prin sângele ca și prin sângele care curge din ele. Ajută-mă să dobândesc mai multă credință. Doamne, mărește credința mea. Doamne, cred, ajută-ne credințe mele să creadă. Din toată inima ne rugăm Dumnezeu ca să ne dea credință de stâncă. Amin. Te binecuvântăm, Doamne, și îți mulțumim. Thank you.
aia, Doamne, în veci de veci. Pentru toată această zi frumoasă de dimineață, încă îți mulțumim. Pentru ce va fi și după masă, încă de pe acum îți mulțumim. Te lăudăm pentru că ești un Dumnezeu mare, atotputernic și sfânt. Glorificat fie numele Tău acum și în veci de veci. Amin. Și împreună să spunem: și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. La ora 18 ne vedem în locul acesta împreună la Evanghelie.